Erați la volan? Erați în mașina asta? Da. Și cum a fost? Șocul a fost puternic. Dacă te prinde, vine pe spusul de la jandarmerie mai rău. De la fi fost prins la listă. A, primul e șofer, e jandarm. Ăsta de da. Nu. La mijloc. La mijloc? Vă fac și vedetă. Poftiți? Vă fac și vedetă. Aaa. Vă fac utiliarea permanentă în gura fixă și nu poți să dai pe post. Nu. Da, eu nu fac. O blurăm țigara. Da, și dacă ce blură tot timpul. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Merge. Am fost solicitat să intervenim în cazul unui accident rutier produs în municipiul Buzău. La fața locului au început deplasarea două autospeciale, o autospecială de descarcerare și una de stingere. În momentul în care au trecut de prima intersecție cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, prima autospecială a fost lovită de un autoturism care se afla în trecere. Au fost răniți cei care erau în mașina de descarcerare? Vă pot menționa faptul că în momentul trecerii prin intersecție, autospecialele pompierilor aveau semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Conducătorii auto au redus viteza în vederea evitării oricărui pericol, însă a apărut această problemă. Starea pompierilor din mașină. Imediat după accident, pompierii nu au avut nicio problemă, în schimb au coborât și au evaluat cele două persoane care se aflau în autoturism. Pagubele la mașina de descarcerare sunt mari. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, vom stabili și cauzele și pagubele probabile. La celălalt accident a mai ajuns la mașină? Cea de-a doua mașină și-a continuat deplasarea către cel de-al doilea accident, acordând asistență medicală unei victime. În acest moment e cineva rănit, transportat la spital? Nu, au fost acordate îngrijiri medicale pentru cele două persoane din autoturism. Niciuna dintre acestea nu a necesitat transportul la unitatea de primiri urgențe.